Bună ziua! Astăzi o să facem turtă dulce. Ia uitați! Omulețe de zăpadă, pasonașe, mașini în forme de silicon. Ia uitați ce frumoase sunt! Formele din zilele trecute. Și o să le facem, o să le punem așa în aceste forme. Ia uitați! Eu am făcut mai devreme și am să vă arăt acum și modul de preparare. Ia uitați turta dulce! Mașinuță, bastonaș, formă de bastonaș sau om de zăpadă. Acestea sunt formele. Și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. O să avem nevoie de făină, de 260 de grame de făină. Făină să fie cernută. O să avem nevoie de 2 ouă. O să avem nevoie de 80 de ml de ulei. 140 de grame de miere de albine. Așa. Un praf de sare. O să avem nevoie. Bicarbonat de sodiu, o jumătate de linguriță, o jumătate de linguriță așa micuță, o să punem. Apoi o să avem nevoie de scorțișoară, o să punem tot așa o linguriță, nucșoară, tot așa, o să punem puțin, nu mult, o să luăm și o să punem puțin. Și ghimbir, acum îl puteți pune răzuit, proaspăt sau gata cumpărat în praf ghimbirul. Și ca să le decorăm, pe deasupra cu zahăr, pudră, să decorăm turta dulce, o să avem nevoie de zahăr pudră, de un albuș și zeamă, puțină zeamă de lămâie. Și o să mai am nevoie de puțină apă ca să întind după ce le pun în forme. Într-un bol o să punem, 2 ouă cu uleiul. Aici avem 2 ouă, 80 de ml de ulei. Eu tot timpul pun cam 83-85, că mai rămâne pe pahar când turnăm. Ca să am exact 80 cântărit. Apoi am să adaug și mierea. Și aici îmi trebuie 140 de miere. Și am să o cântăresc. 140. Eu am pus aici un pic mai mult. Și o să punem 140 de miere. Ia să vedem. Vedeți cum rămâne pe pahar. Așa. Și avem 140 de miere. Așa, și amestecăm cu un tel. Amestecăm așa bine. Eu am să pun ghimbirul proaspăt. Ia uitați. Am să pun ghimbirul proaspăt și am să-l adaug la ouă. Dacă o să puneți ghimbirul în praf, îl puneți în făină. Eu am să-l adaug în compoziția cu ouă, pentru că este umed. Și am să pun tot așa o linguriță și ceva. Am să pun. Și amestecăm.
acum am să dau deoparte ouă. Și aici avem 260 de grame de făină. Avem 260 de grame de făină. Și o să punem praful de sare. Punem praful de sare. Aici avem o jumătate de linguriță de bicarbonat, de bicarbonat de sodiu. Vedeți? Cam așa, o jumătate. O jumătate de linguriță. Apoi, o să punem scorțișoară, o linguriță plină. Aici am aproape o linguriță plină. Ia uite, am să pun pe tot. Așa. Aici am nucușoară și am să pun puțină nucușoară, nu multă. Și cum am spus, dacă adăugați ghimbirul în praf, îl adăugați în, aici, la făină. Dacă nu, puneți ghimbirul proaspăt, îl puneți cum am pus eu la ouă. Și dăm deoparte. Și acum amestecăm totul cu o paletă. Și apoi o să gustați, când aluatul este gata, o să gustați ingredientele, să vedeți dacă sunt, este bun, este gustos, este bun aromat. Mai trebuie scorțișoară, mai trebuie puțin ghimbir. Acum fiecare pune după gust. Așa, și amestecăm bine. Făina cu aromele. Ne aducem înapoi ouăl, amestecăm și o să adăugăm treptat făină cu aromele noastre. Și o să punem puțin câte puțin. Eu mai am încă o rețetă de turtă dulce, care se face cu tot cu miere, dar se face totul pe aragaz. Este diferită, este bună și aceea. O găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Și amestecăm. Amestecăm încet ca și adăugăm încet ca să nu facem cocoloașe. Așa. Mai adăugăm puțină făină cu condimente. Făina să fie cernută. Și amestecăm încet, încet, încet. Mi-am deschis deja cuptorul și l-am dat aproape de 190 de grade, 185-190. Și durează în circa 10-15 minute maxim, înțepați cu scobitoarea. Se fac foarte repede. Și cum le scoatem, deci între timp ce stau la cuptor, noi o să preparăm glazura, o să le glazurăm imediat cum sunt scoase din cuptor să fie calde. Și amestecăm și mai adăugăm făină. Puțin câte puțin. Așa. Turtă dulce. Mi-aduce aminte de copilărie. Ce bună era. Și de fiecare dată când mă duc în România îmi cumpăr turta dulce. Pentru că este foarte, foarte bună. Așa. Mai adăugăm făină. Și apoi o să punem în forme și o să dăm la cuptor. Și adăugăm și restul de făină. Și amestecăm așa totul. Aici am formele, uitați,
omuleți de zăpadă și, și o să punem și în aceste forme. Ia uitați, de ursuleț, trenuleț, așa, să facem. O să umplem forma pe jumătate, nu până sus, așa, am să tai vârful. Așa. Aici eu mi-am pregătit. Bună ziua, Viorica! Bine ai venit! Am puțină apă și cu degetul am să presez așa pe deasupra ca să întind așa bine tot. Tot așa până la jumătate. Degetul și cu puțină apă am să întind așa aici. Le-am pus pe tavă, le dăm la cuptor. Aici avem zahărul, țalbuș și zeamă de lămâie. O să punem și cu o linguriță. Aici avem albușul. Eu pun puțin, 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 pentru că puneți mult, o să trebuiască foarte mult zahăr pudră. Mulțumesc, Monica! Mulțumesc! Așa, și o să luăm cu lingurița și o să punem mâna peste albuș. Puteți să puneți și vanilie în să aromați, să aromați glazura ca să fie bune. Eu pun lămâie. Și dacă vă iese prea groasă, mai adăugați puțină lămâie sau puțin albuș. Și dacă este subțire, adăugați zahăr pudră. Ia uitați, albușul cu... Am pus puțin, puțin, doar o parte din albuș. Puțin, puțin. Așa. Am să pun și puțină zeamă de lămâie, am să storc. Așa. Și cum le scoatem din cuptor, imediat le dăm. Le dăm cu această... Așa. Mai pun puțin zahăr. Glazura este foarte simplu de făcut. S-au făcut acestea. Ia să vedem. Cred că sunt gata. Am să le mai las 2 minute la cuptor. Să țin cu hârtiuță. Au ieșit. Au ieșit. Sunt foarte, foarte delicați. Și acum o să ungem. Ia uitați. Am să-i dau pe partea cu spatele, mai întâi pe partea din spate, încet, încet. Sunt fierbinți, sunt foarte, foarte delicați. Așa. Și acum o să dăm cu glazură. Asta-i se rupe capul. Ia uitați. Omuleții. Ne ștergem degetele. Te aștept, Monica, dacă ești aici la Roma, te aștept și-ți dau. Ne putem întâlni.
Acesta este rupt capul. Imediat să mă uit la cuptor. Unde am pus scobitoare, să vedem acesta dacă este făcut. Este cel mai înalt. Acesta îl mai las puțin. Aia, frige este. Ați văzut, nu este nevoie să fie unse formele pentru torta dulce. Așa. Ia uitați ce frumoase sunt. Ia uitați. Aceasta este mașinuța. Vedeți pe spate cum este și pe față. Ursulețul. Și pe acestea o să le dăm cu imediat cu glazură. Așa le întoarcem invers. Steluța. Acestea sunt mai micuțe. Ia uitați. Torta dulce. Așa este moale, moale. Acesta s-a rupt. Să vă arăt cum arată în interior. Abia scoase din cuptor, calde. Este pe aceste care le-am scos. Tortă dulce, bună și gustoasă. Ursuleț, acestea trebuie să se usuce. Ia uitați pe spate, mașinuța. Așa arată pe față. Vă pup dulce pe toți. La revedere!